Bine v-am regăsit! Astăzi vorbim, iată, la cel de-al doilea eveniment, seria lansărilor de la standul editurii Herald, despre o perioadă, aș spune, foarte provocatoare din viața noastră de adulți, foști adolescenți la un moment dat, sau pentru cei care au copii adolescenți. O perioadă, aș spune, foarte provocatoare și avem ca instrumente, ca ghizi, cele două cărți pe care le vedeți pe pupitru și am intitulat acest eveniment Cum înțelegem și sprijinim adolescenții. Lansarea cărților Viața emoțională a adolescenților, cum să creștem tineri capabili să comunice deschis, competenți și plini de compasiune, de Eliza Deimur, și Ghidul adolescentelor pentru supraviețuirea în liceu, prietenii și mediul online. Descoperă secretele care te ajută să-ți faci prieteni de încredere, să ocolești dramele și să faci față presiunii din jurul tău, de Lucy Hammond, ambele cărți publicate în colecția Parenting a editurii Herald. Alături de mine, trei invitate, trei prietene dragi, Otilia Mantelers, psiholog, consilier în parenting, Camelia Ruxandar, psiholog clinician, psihoterapeut integrativ, Simina Angelescu, psihoterapeut. A fi adolescent în ziua de azi, cu atât de multe provocări și sunt foarte mulți părinți, noi am făcut și multe emisiuni pe tema asta, foarte mulți părinți care se întreabă sau întreabă persoanele care se ocupă de sănătatea mentală a adolescenților, ce ne facem cu adolescenții din ziua noastră. Pe vremea noastră era mult mai ușor să gestioneze această perioadă, dar eu cred că are într-o oarecare măsură un caracter repetitiv și anumite lucruri se întâmplă așa cu un soi de ciclicitate. Viața emoțională a adolescenților este un bestseller aflat pe lista cotidianului New York Times, un ghid de care părinții, aș spune, că au o nevoie urgentă. Deci ambele cărți, aș spune că ineditul lor este faptul că nu se adresează doar specialiștilor sau psihologilor, psihoterapeuților care lucrează în cabinet cu adolescenții, dar și părinților, inclusiv cu adolescenții. Cred că tu la un moment dat mi-ai mărturisit o chestie foarte interesantă, Simina, că ți-ai fi dorit să viața adolescentelor să o citești, mă rog, când erai tu adolescentă. Pentru că atât din postura de specialiști în sănătate mentală și de psihoterapeuți, psihologi, dar și în calitate de părinți, de mame, știu că toate trei aveți copii adolescenți, cu atât mai mult, iată, dublează partea specialistului. Aș vrea să vă întreb, care sunt principalele provocări emoționale cu care se confruntă adolescenții și cum îi putem ajuta să le gestioneze, n-aș spune să le controleze, dar să le gestioneze cât mai sănătos cu putință. Otilia. Ce am observat eu este că, în general, depinde de gen, da? Dar și la fete și la băieți am observat că aspectul fizic este o provocare. Trebuie să fie bine, trebuie să fie atrăgători, trebuie să se îmbrace astfel încât în trend, să nu fie diferiți. Adică ce spun adolescenții este că vor să fie puțin diferiți, dar nu foarte diferiți. Așa, au provocări legate de, unii, nu toți, au provocări legate de incluziune, de excludere. În general, cu viața socială sunt provocările lor. Foarte puțini adolescenți au probleme cu școala. Părinții lor au probleme cu școala, dar pe ei nu-i încurcă că la școală fac sau nu fac bine. Cam asta este ce am observat eu. Dar cea mai mare provocare a adolescenților este relația cu noi, cu părinții, de fapt.
Mi-amintesc că acum câțiva ani am fost la un liceu și m-am gândit ce temă să susțin eu acolo și am zis despre îndrăgostire, despre relații romantice. Și am vorbit eu vreo 10 minute și au zis, doamnă, ne descurcăm noi cu băieții și cu fetele, doamnă, ziceți-ne cum să ne descurcăm cu părinții. Și atunci asta, deci astea sunt problemele pe care le-am identificat eu. Simina, Lisa Deimur în cartea Viața emoțională a adolescenților. De altfel, ceea ce face și Lucy în ghidul adolescentelor, pun așa sub un soi de lupă, da, la microscop, viața intimă, viața lăuntrică, viața emoțională, cum vrem noi să-i spunem, viața interioară a adolescentului, adică ceva ce poate se vede mai puțin cu ochiul liber. Una dintre teme, sau sunt mai multe care mi-au plăcut, dar am câteva cu predilecție. Partea cu empatia și cea cu furia. Sunt mai empatice fetele adolescente decât băieții și cărui fapt se datorează acest lucru? Și apoi vom trece și la celălalt capitol care mi se pare extrem de semnificativ, de relevant, furia. Pentru că tot se vorbește în spațiul public mult despre furie și hai să o vedem cum se vede ea și la adolescenți. Da, există diferențe între fete și băieți, evident, și în plan emoțional știm bine că fetele și băieții se dezvoltă diferit. Fetele sunt mult mai în contact cu partea aceasta de trăire emoțională, ele de mici sunt mai abile, este și structura neurofiziologică care le predispune la această capacitate emoțională mai bună, dar este și educația, pentru că noi ca părinți și profesori pe fetele susținem să fie în contact cu emoțiile într-un fel, le stimulăm să fie empatice, să aibă compasiune, să fie înțelegătoare, iubitoare, e ceva specific feminin, să spunem. Și atunci, da, e o diferență între fete și băieți. Băieții se dezvoltă diferit neurofiziologic, ei au mai puțin această abilitate încă de la vârstă mică de a fi în contact și de a gestiona emoții, dar eu prefer tot timpul să susțin că și băieții pot să fie foarte empatici, și băieții sunt foarte sensibili emoțional, poate sunt mai puțin abili în a le gestiona, în a le comunica emoțiile. Dar noi ca părinți cred că avem această datorie și e important să știm că dacă noi îi încurajăm și suntem empatici cu ei și băieții pot să devină și să pună în practică cumva mai mult aceste abilități emoționale. Dar e bine să știm că trebuie să ne raportăm la ei poate un pic cu această perspectivă că sunt diferiți. Empatia este nu e un dat, nu ne naștem empatici, ci este o abilitate emoțională care se bazează pe experiență împărtășită. Eu am această obsesie, o repet cu toate ocaziile, sper să nu devină plictisitoare, experiența împărtășită. Noi ne dezvoltăm prin experiență și învățăm implicit prin experiență. Astfel, dacă vrem adolescenți empatici, e bine să trăiască experiența empatiei. Cu cine? În primul rând cu părinții și cu profesorii. Mai departe. Camelia, hai să vorbim un pic despre ce am pomenit puțin mai devreme, ce am menționat despre furie. Când sunt mici, 5, 6, 7, 8, 9 ani, observăm poate mai multă agresivitate la băieți. După care, aș pune ghilimelele de rigoare, fetele câștigă teren aproape de adolescență și vedem furie, vedem agresivitate și la adolescente. Am văzut poate și în ultimii ani tot felul de filmulețe pe YouTube, da? În care, difuzate apoi pe la televizor, în care anumite fete pur și simplu, da, putem spune, vorbim despre bullying la adresa altor fete. Cum apare furia, agresivitatea? Hai să facem, în primul rând, o diferență între agresivitate și furie. Furia e emoția, agresivitatea e comportamentul pe care îl expunem în urma emoției. Da? Știu că există foarte multă inhibare a furiei, fiind văzută ca o emoție negativă, precum tristețea. E ca și cum am avea doar piciorul drept, nu am avea și piciorul stâng. Da? Furia are un rol foarte important pentru adaptarea noastră la mediu și pentru supraviețuire. Noi, fără furie, n-am fi supraviețuit ca specie.
Acum, în prima, sunt trei etape, exact cum și Lisa Damur prezenta în cartea ei. E prima etapă până în vârsta de 5 ani, în care copilul este în multe episoade de creștere, pusee de creștere, destul de puternice, explicate biologic. Da? În acel moment, gândește-te că el e ca un individ care de-abia învață să gestioneze niște lucruri noi în viața lui. Da? Educațional, fetele sunt mai încurajate să-și exprime trăirile emoționale, în timp ce băieților le este inhibată cumva trăirea emoțională. Ei trebuie să o externalizeze. Exact cum e scris și în cartea, fetele interiorizează, da? De aceea pe partea de psihopatologie se duc spre anxietate, depresie, băieții externalizează, asta înseamnă conduită opoziționistă, sunt provocatori. Bun, la băieți este absolut, și ca și la fete, de fapt sunt învățați că ei au voie să aibă acest comportament, că trebuie să fie puternici, fetelor le este inhibat acest comportament. Ce se întâmplă în a treia etapă a dezvoltării, deci după perioada de latență 6-10 ani, deja de la vârsta de 11 ani vorbim de pubertate. Da? Ce se întâmplă? Începe lupta pentru separare și individualizare. Adică adolescentul luptă să se separe, iar fetele în principal caută să separe de mamă. Cu cât ele atunci își exprimă această furie, tocmai pentru a crea terenul potrivit pentru această separare. Adolescența este o perioadă foarte greoaie, pentru că este prea multă ambivalență. Și atunci ei au o suferință psihică, dar noi din frustrare creștem și ne dezvoltăm, altfel n-avem cum. Sper că ți-am răspuns. Da, mulțumesc. Otilia, cum influențează mediul online viața și relațiile adolescentelor? În general, la adolescență, fetele, nu numai fetele, și băieții, nu mai stau pe telefon să se joace. Ei stau pe telefon să comunice. Da? Deci ei vorbesc. Ce am observat la fete este că se sună una pe alta, se machiază împreună, se trezesc dimineața înainte să meargă la liceu, hai să ne machiem, hai să vorbim și povestesc și beau cafeaua împreună sau ce beau ele, smoothie, ce le face mama. Deci ele folosesc, că vorbim de fete doar, da? Ele folosesc telefonul ca să comunice, să vadă unde se întâlnesc, să mai zică uite ce a făcut cu tare, uite ce a făcut cu tare, își trimit postări una de la cealaltă. Deci este practic tot o formă de comunicare pe care o folosesc până când se întâlnesc. Când se întâlnesc, își mai arată una alteia câte ceva. Cam asta se întâmplă la modul general. N-aș spune, nu văd ceva rău în asta, deci nu văd, pentru că noi ne stresăm că stau copiii prea mult pe telefon, nu văd ceva rău în faptul că stau pe telefon și vorbesc una cu cealaltă, doar că singurul lucru pe care eu personal îl fac și îl recomand este să zic ok, stai pe telefon cu prietena ta, dar după aia te duci la școală și stai iar în continuare cu prietena ta și cu mine când mai stai? Asta e. Deci cer și eu timp cu ea. Asta e singura mea preocupare. Să ai și tu niște timp pentru teme, pe alea pe care ți le faci, și să ai și timp pentru mine. Adică e foarte important timpul cu mine. Chiar dacă tu nu-l vezi, așa, și ele zic că n-au nevoie de timp cu noi, n-avem nevoie de tine, mama. Eu zic, măi, acum tu nu-ți dai voie, dar eu am nevoie și trebuie să facem timp. Intră la categoria de hai să facem timp împreună. Asta am observat. Da. E interesantă perspectiva ta, pentru că eram pe punctul de a te contrazice. Da. Pentru că chiar dacă este o adolescență prelungită, da, în sensul că nu mai are 17-18 ani, are ceva mai mult, 22, da, văd la fiimea care nu comunică, depinde acum și de adolescent, de adolescentă, grupul de apartenență pe care îl are. Da. Sunt poate adolescenți
foarte sociabili, unii sunt chiar liderii unui grup sau a unei mici grupări, da, dacă vorbim de bisericuțe din clasa respectivă, un lider sau chiar o fată care este lider. Dar în cazul în care nu ești, să spunem, foarte sociabil și ești mai interiorizat și nu vorbești cu nimeni, dar stai pe telefon, da, ce faci în acel moment? Da. Și văd că scrollează, zic, dar tu la un moment dat nu te mai saturi, tot scrollând. Habar n-am, nu știu, că ești pe TikTok sau că ești pe YouTube sau că ești pe, ea nu are Facebook. Orice rețea de socializare. Da, într-adevăr e o diferență în funcție de temperamentul copilului. Dacă să zicem, fata nu are un grup de, nu face parte dintr-un grup de prieteni și este mai, nu știu, mai are o singură prietenă, mai introvertită sau are 1-2, da, exact. Este posibil, doar este posibil să-și petreacă acel timp ca alternativă la socializare. Adică poate că își dorește să iasă, dar ceva din ea o oprește, poate o timiditate, poate ceva, și atunci poate că pierde vremea, posibil. Dar nu e neapărat, poate că vrea să învețe, nu știu cum să se macheze, adică nouă ni se pare că ei doar scrolează, dar nu e așa. Fetele învață multe de acolo, că vorbim doar de fete, învață machiaj, învață cursuri, învață dezvoltare personală, învață igienă dentară, deci tot am auzit. Învață foarte multe lucruri, cum să se protejeze ele în mediul online, vorbesc despre profesori care au un caracter nepotrivit și comportament nepotrivit la școală, învață multe de pe, da, TikTok-ele. Da. Da. Hai să ne întoarcem la băieți și facem acest tandem, fete-băieți, fete-băieți, adolescenți-adolescente, ca să vedem exact care este dinamica vieții lor și dinamica relațiilor dintre ei, dar și dinamica vieților interioare, atât în relația lor, un adolescent cu adolescentă, dar și relația cu părinții. Cum facem ca părinți cu băieții, cu adolescenții, să se deschidă mai mult din punct de vedere emoțional? Hai să spunem că fetele, așa cum spuneai tu, conform unor tipare, le învățăm, da? Fete să se deschidă emoțional. Fetele, nu știu, au voie să, când sunt micuți, au voie să plângă, poate au voie să facă mai multe lucruri care, conform unor cutume, băieților le este interzis. Tu ești băiat mare, cum să plângi? N-ai voie. Păi ce, mai vezi tu vreun băiețel că mai plânge ca tine? Să zic, mă, copilul ăla acolo e un amestec. După ce că e el timid și plânge, da? Mai apare și puțină rușine cu care îl încarcă părintele și puțină vinovăție, bă, da, mama respingere. Are dreptate, da, de respingere. Da, cred că unul din pașii pe care îi putem face este să învățăm adolescenții, băieții, și pe fete și pe băieți, dar vorbim de băieți, că emoțiile sunt fenomene psihofiziologice care ne oferă informații despre noi înșine. Deci emoțiile nu sunt bune sau rele, ci sunt niște reacții ale organismului nostru care ne dau informații despre cât de bine suntem noi în interiorul nostru și în mediul în care funcționăm. Cred că asta e o ocazie să scapă cuvântul acum, dăm o șansă emoțiilor ca să nu fie surse de rușine. Da? Poate că cineva i-a zis băiețelului când era mic, nu-i frumos să plângi, asta fac doar fetele, dar dacă am, cumva atunci am sfeclit-o și am greșit și am făcut lucrul ăsta, nu-i nimic, se poate repara mai târziu și îl învățăm pe băiat că emoția este un fenomen firesc, sănătos și că din emoția aceea el poate să își extragă o informație. Asta este una. De exemplu, furia, că tot vorbeam mai devreme, furia ne spune că ceva ne depășește limitele. Atunci când simțim furie în corp și învățăm adolescentul să recunoască semnele emoției. Cum se simte în corp furia? Ce senzații îți provoacă și ce îți vine să faci? Dar informația din această emoție este că ceva, cineva, ne încalcă o limită personală și că putem răspunde agresiv, ceea ce nu e sănătos, sau că putem răspunde punând limite sănătoase. Că tristețea, de exemplu, tristețea ce? Tristețea ne dă o informație din nou. Ceva înseamnă că în interiorul nostru simțim că am pierdut ceva, ne lipsește ceva sau nu mai regăsim. Și atunci ne ajută să ne dăm seama ce ne lipsește atunci când mă simt trist. Deci sunt diverse moduri de a înțelege emoțiile.
Și un alt lucru pe care l-am spus și mai devreme și îl repet, experiența împărtășită, dacă băiatul vede la noi părinții că și noi ne acceptăm emoțiile, că le folosim în sensul că căutăm să le înțelegem, că căutăm mijloace optime de gestionare. Dacă mă înfurii, nu o să mă apuc să sparg farfuriile ca părinte, pentru că adolescentul învață că asta se face atunci când te înfurii. Și atunci pot să încep să verbalizez, nu? Cuvintele sunt cele care ne-au civilizat, limbajul este cel care ne civilizează și în loc să spargem farfurii, deci să externalizăm furia, o punem în cuvinte și spunem, sunt super furios acum, dă-te puțin la o parte că simt că explodez. Da? Asta e un mod de gestionare sănătoasă. Deci astea sunt căile, instrumentele pe care le putem da băieților. Și mai e un lucru, vreau să-l spun, bine, sunt mai multe, să le dăm ocazia să facă mișcare. Nevoia de mișcare e mare, sunt de acord că rețelele sociale ne ajută să socializăm și probabil dacă noi le-am fi avut când eram adolescente și noi eram acolo grămadă pe rețele, probabil toată ziua, dacă vă aduceți aminte, noi stăteam mult pe telefon, că ne certau părinții, că veneau facturile mari, știți? Că stăteam câte 2 ore pe telefon și făceam lecții împreună, da. Eu pentru băieți, da, și pentru fete, dar mai ales la băieți, unde nevoia de mișcare, de descărcare, de putere fizică este foarte importantă, să le dăm ocazia să facă asta. Și acolo se pot gestiona emoții, acolo se poate descărca furie, dar într-un fel sociabil, acceptabil. Otilia, care sunt modalitățile eficiente de a aborda provocările legate de gen? Otilia, da? Și de identitatea sexuală în contextul emoțional al adolescenților. Deci care sunt problemele legate de identitatea de gen, da? Și care sunt consecințele emoționale? Este adevărat că în ziua de astăzi, cumva, cam ce am observat este că undeva între clasa 5-a și clasa 8-a, deci nu... Când începe adolescența, tot mai mulți copii își pun problema legată de ce identitate de gen am eu. Și pe noi ne stresează foarte tare, pe părinți. Că ne este teamă că nu, copilul nostru nu va fi straight, cum se spune. Dar ne e teamă că dacă va fi din comunitatea LGBTQ. Acum... Eu recomand părinților să se deschidă foarte mult către posibilitatea ca al său copil să fie din comunitatea LGBTQ. De ce? Pentru că e posibil, e foarte posibil. Nu înseamnă că dacă un copil de clasa 6 spune eu sunt bisexual, chiar este bisexual, pentru că asta ziceam, în clasa 5-a, 6-a și la 7-a cumva ei se liniștesc sau își definitivează poziția cumva. Dar ei în clasa 5-a, 6-a își pun tot mai mulți copii întrebările. Acum, nouă ne este teamă că dacă rămâne așa, ia uite Netflix-ul cu filmele care promovează, uite cărțile, uite peste tot, uite reclame, uite Calvin Klein, uite toată lumea, ce se promovează. Dar noi trebuie să avem încredere în biologia și natura umană. Poate să experimenteze, să zică că da, s-ar putea să fiu gay, s-ar putea să fiu bisexual, nu știu ce, între a 5-a, 6-a, dar dacă nu e, nu e. Între a 7-a, 8-a se definitivează. Dacă e, e. Dar nu e din cauza reclamelor. Deci cumva asta aș vrea să ne punem noi în minte foarte clar. Dacă copilul meu este gay, este pentru că era dinainte. Reclamele nu îl fac pe copil să fie așa. Și recomand foarte tare deschiderea, pentru că dacă nu ne deschidem și avem, ce mă fac? Ce faci dacă ai un copil care nu e straight? Ce te faci? Nu trebuie să-l accepți, nu trebuie să te... Nu numai să-l accepți, să-l îmbrățișezi așa cum este. Deci recomand foarte multă deschidere. Că noi suntem o societate și o cultură care nu este deschisă. Acum se încearcă să ne deschidem și... Da, problema este de fapt în acceptarea părintelui a copilului. Mulțumesc, Amelia. Referitor la ambele cărți, și la Ghidul Adolescentelor și la Viața Emoțională a Adolescenților, ce pot învăța părinții din aceste cărți pentru a-și ajuta adolescenții să navigheze cu succes provocările și schimbările emoționale ale acestei perioade?
până la momentul actual nu au existat foarte multe resurse pentru perioada adolescenței. Eu consider perioada adolescenței o a doua șansă pentru părinți, pentru a recrea sau restabiliza relația cu propriul lor copii, pentru că ceea ce se întâmplă în adolescență rămâne pentru tot restul vieții. Mi-au plăcut ambele cărți, le-am citit cu plăcere. Ghidul adolescentelor m-a întors așa în timp și mă gândeam, câtă sinteza vieții interne și externe a adolescentei. Eu aș recomanda-o și adolescentelor mai degrabă. Desigur, e importantă și pentru părinți, dar e atât de punctuală și atât de bine structurată cu tot ce înseamnă dinamica de viață și, până la urmă, dinamica relațională, că despre asta vorbim, relația cu sine și relația cu ceilalți. Viața emoțională a adolescenților este extraordinară pentru părinți, pentru ca aceștia să ajungă să înțeleagă ce se întâmplă cu copiilor. Din experiența profesională, pot să spun că efectiv, părinții sunt debusolați după vârsta de 10-11 ani. Nu mai înțeleg nimic, nu înțeleg de ce se ceartă cu ei în casă, nu înțeleg de ce nu mai vor să învețe, pentru că felul în care ei îi văd nu mai este adaptat dezvoltării adolescentului. Ei nu își mai fac update, ca să zic așa, la ceea ce se întâmplă, iar dinamica este furtunoasă în interiorul lor. Cum era și menționat în carte, un caz în care în momentul dezvoltării gândirii abstracte, tânăra dezvoltase o fobie, sau de fapt o teamă, nu o fobie, o teamă foarte mare că cineva va muri și părinții erau foarte depusolați că nu murise nimeni, nu se întâmplase nimic. Efectiv, creierul ei crea atât de multe sinapse încât începea să înțeleagă lumea și din alte perspective. Ce important e să înțelegem noi ca părinți ce se întâmplă cu copilul, cu adolescentul, de fapt, în acel moment. Pentru că tendința noastră va fi să-i întoarcem așa cum îi știam noi. Noi ca oameni suntem foarte reticenți la schimbare. Iar schimbările din timpul adolescenței au o viteză foarte mare și fără un plus de informație, că e de la specialist sau e din cărți, o carte mult mai la îndemână și poți să o răsfoiești în ritmul tău și să te întorci către ea, nu cred că putem să facem față tuturor schimbărilor. Problema este faptul că, pe de-o parte, periclităm viața psihică și emoțională a viitorului tânăr, apropo de identitatea de gen și sexualitate, pentru că sunt confundate, identitatea de gen e cum mă simt eu, sexualitate e altceva, și periclităm relația care va fi să fie pentru tot restul vieții noastre ca părinți. Ăsta este riscul, pentru că dacă stăm să ne gândim, în momentul în care nu mai există relație în viața adultă, aceasta a fost periclitată în anii adolescenței, nu în primii ani de viață sau în clasa a doua. Și cum am putut să gestionăm și dacă am putut să-i vedem separat de noi, că asta e încă o problemă. Părinții nu văd copilul separat de ei. Zic, dacă eu sunt așa, tu de ce ești altfel? Deci nu pot să facă, părinții au dificultăți în a face această separare. Consider că viața emoțională a adolescenților i-ar putea ajuta pe părinți să înțeleagă că ai lor copii au propriul lor drum și propria lor dezvoltare și ce pot fi la vârsta aceasta, adolescenții, părinții pot fi doar un ghid, un mentor și un ghid. Ei nu mai pot controla. Simina, pentru că în ambele cărți autoarele abordează anumite subiecte sau anumite aspecte ale vieții interioare a adolescenților foarte delicate și foarte sensibile. Cum ar trebui să gestioneze un părinte sau părinții în general, hai să spunem, anumite comportamente adictive sau anumite adicții, indiferent că vorbim despre adicția de jocuri, că vorbim despre adicția de, nu știu, pornografie, că vorbim despre adicția de substanțe, un subiect iarăși foarte, foarte sensibil, dar bine că este, mă rog,
discutat în spațiul public, da? Deci drogurile la adolescenți sau alte lucruri sensibile, nu știu, sexul sau consumul de alcool, tutun și așa mai departe. Cum înțelegem, să zicem, anumite comportamente adictive și să vedem, de fapt, ce se ascunde sau ce se află, de fapt, în spatele lor? Da, ăsta este un subiect foarte sensibil și eu personal recunosc că numai când aud așa mă trec fiori și mă sperie foarte tare. Din rolul de părinte ne speriem foarte tare și ne preocupăm pentru siguranța copiilor noștri. De aceea adolescența e așa de îngrozitoare cumva în ochii părinților, pentru că nu mai simți că nu mai poți să faci ceva important pentru copilul tău și că e posibil ca el să fie foarte influențat de mediu. Cel puțin două aspecte, să zic așa, ar fi. Un aspect ar fi să ne uităm la nevoia adolescentului de a trăi senzații tari. Nevoia de adrenalină, nevoia de a împinge limitele. Un pic de teribilism. Da. E o nevoie a lor care ține și de dezvoltarea creierului. Iarăși revenim la biologie, la faptul că se întâmplă această furtună în creier și ei devin, încep să simtă multe lucruri și în corp și sunt în căutare de senzații. Ei vor dramă, vor energie, vor viață, ceea ce nu-i neapărat ceva rău. Doar că nevoia asta lor de senzații tari poate să-i ducă, evident, în situații periculoase. Și aici revin cu ideea ce facem noi ca părinți, spuneai tu la început, ce ne facem cu... Asta e întrebarea părinților, ce ne facem cu ei? Poate că e important să o reformulăm, pentru că nu-i mai putem controla, e clar, ci cum facem să fim aproape de ei. Da, ei o să aibă tentația asta, să meargă la petreceri, să, nu știu, aibă relații intime, să bea ceva alcool, să fumeze. Dar dacă noi ne păstrăm în contact apropiat, avem timp împreună, copiii, adolescenții învață despre noi părinții că noi putem să tolerăm niște idei, pentru că ei la un moment dat s-ar putea doar să aibă idei, nu să le punem în practică. Ce-ar fi să mă duc eu să beau niște șaturi cu colegii? Și noi să putem auzi ideile astea și să ne gândim, băi, chiar așa cum ar fi, la ce te gândești, ce crezi că o să-ți ofere alcoolul? Uite, și eu când eram așa, poate am consumat și mi s-a întâmplat. Deci cumva copiii nu o să facă, dacă noi am consumat și noi în adolescență, cu siguranță am consumat alcool, poate că am părtășit niște experiențe cu copiii într-un fel adult, evident, nu o să-i împingă să facă același lucru. Deci ăsta e un aspect, să fim aproape și să înțelegem nevoia de senzații puternice. Și mai e un ceva, probabil că nu o să intru acum acolo, în spatele unei adicții, indiferent de ce fel de adicție e, este o mare lipsă. Dacă copilul nostru a ajuns, nu ne-am dat seama și cumva s-a întâmplat printr-o puternică deconectare, n-am avut timp unul pentru celălalt și constatăm că are o adicție, fie de jocuri, fie de pornografie, fie de altceva, este pentru că are nevoie de liniștire, are nevoie de apartenență și bine ar fi să fim un pic preventivi, dar cu deschidere și toleranță, nu cu control excesiv. Otilia, cum ar putea lectura acestor cărți de evoluție, le-aș spune mai degrabă decât de dezvoltare personală? Mie unul personal nu prea îmi place sintagma asta. Precum Ghidul Adolescentelor sau Viața Emoțională a Adolescenților, să-i ajute pe adolescenți pentru supraviețuirea în liceu, unde sunt mari provocări, și aici mă gândesc mai ales la problematica sentimentului de apartenență la un anumit grup, cum este simți, nu știu, exclus, sau cum e dimpotrivă să te simți foarte acceptat de un anumit grup, pentru că faci exact aceleași lucruri pe care le fac ei și numai prin anumite comportamente asemănătoare ești acceptat în grupul respectiv. Și cum contribuie toate astea la creșterea încrederii în sine, da, a copilului, pentru că un subiect important pe care îl abordează ambele autoare în carte și de care noi ca părinți trebuie să ținem cont este creșterea și menținerea sănătoasă a stimei de sine. Da.
Aș începe cu prima carte, cea adresată părinților, da? Viața emoțională a adolescenților, și acolo cartea asta e foarte importantă pentru că întărește fix ideea pe care au spus-o și Camelia și Simina. Ideea că noi în adolescență, în adolescența copiilor noștri, noi nu mai putem controla. Și că singurul fel prin care noi mai putem avea vreo influență este prin calitatea relației noastre cu ei. Adică dacă eu nu mai pot să am o influență doar pentru că sunt psiholog, da? Și știu, sau că sunt mai mare, nu mai am nicio influență. Eu pot să am influență dacă copilul meu mă respectă. Deci și ca să mă respecte, trebuie să-l respect. Trebuie să-l respect și ca să-l respect, trebuie să îi respect nevoia de autonomie, trebuie să-l văd, trebuie să, ce spuneai tu mai devreme, Camelia, să văd că e o persoană diferită de mine, că gândește diferit de mine, are concepții, valori diferite de ale mele. Deci ca el să poată să mă asculte în anumite zone, deci nu o să mă asculte întru totul, în anumite zone din viața lui, ca să poată să mă asculte, el trebuie să mă respecte. Când mă respectă? În primul rând, când investesc în dezvoltarea personală. Nici mie nu-mi place. Când investesc în evoluția mea. Dacă eu ca mamă și ca tată devin o persoană mai sofisticată, mai ancorată în viața lor, să știu ce muzică ascultă, să știu la ce se uită, să știu ce le place, să știu filme, da, deci nu să fiu de pe altă planetă, să rămân tot cu Metallica și tot cu... adică e foarte bine să le dau și valorile astea ale muzica noastră, dar nu doar pe asta. Și atunci o să mă poată respecta puțin. Și deci asta e ideea. Ideea din cartea este: hai să te apropii, te învață cum să te apropii de copil, cum să-l asculți în primul rând, să nu vii cu judecată. Asta, pentru asta aș recomanda cartea, că e liniștitoare și normalizează ideea: domnule, nu mai poți controla. Și e foarte clar din cartea asta, pentru că asta e problema noastră. Da? Asta e problema. Nu mai putem controla. Cealaltă carte pe care eu aș lăsa-o pe masă sau chiar aș oferi-o fetelor adolescente, le ajută pe ele să se uite înăuntru lor, le ajută să se uite în afara lor. Ele au această posibilitate pentru că le permite vârsta, au capacitatea de introspecție foarte bine dezvoltată la adolescență. Eu sunt uimită de cât de bine articulează copiii adolescenți despre ei. O fac mai bine ca noi. Și uneori datorită TikTok-ului, sincer, că acolo apar multe fete, mulți băieți care povestesc despre viața lor emoțională, printre alte tâmpenii, sigur, așa. Deci cartea asta le ajută să fie mai în contact cu ele și să, dacă au probleme legate de viața socială, cumva să se gândească: există o soluție, eu aș putea să fac ceva. Da? Aș putea să fac ceva. Pentru asta le văd eu utile pe amândouă. Și ultima întrebare pentru Camelia. Care ar fi simptomele, sau nu știu să le spunem, semnalele care ar trebui să atragă atenția părinților cu privire la problemele lor emoționale? Cum înțelegem, poate și ca specialiști și ca părinți, delimitarea asta foarte fină? Faptul că dacă el este astăzi puțin trist sau puțin tristă, nu înseamnă că, da, vorbeam noi în emisiune de depresie. Mami, tati, mă simt, parcă Maluf dădea astfel de exemplu, sunt depresiv sau sunt depresivă. Folosind într-un fel de exces, poate el, dacă îl întrebi, ia de definiția depresiei, nu are de unde să știi, știi? Dar folosește astfel de cuvinte. Și să ne dăm seama că, de fapt, faptul că el se închide sau ea se închide în cameră într-o zi, o zi mai proastă la școală, s-a certat cu... Eu am și dat exemple cu Rare și cu Denisa în emisiune. Băiat venind la 16 ani, 15 ani, plângând de la școală, zic: cum mă, Doamne, zic, bă, ce s-a întâmplat, ceva rău. Că nu s-a înțeles sau că a avut niște divergențe cu colegii sau cu colegele și s-a simțit marginalizat, s-a simțit respins, motiv pentru care nu are decât un băiat și două, trei fete în clasă. La care am venit și i-am răspuns: fii atent la mine. Nu scrie nicăieri pe lumea asta că trebuie să te iubească toată lumea sau să te placă toată lumea sau tu la rândul tău să iubești și să placi toată lumea.
Cu unii vei rezona și te vei înțelege, cu alții nu. Și atunci să vedem că, de fapt, când are o zi mai, sau momente, sau când vine supărat, noi cu deschidere îl înțelegem. Dar ce facem când lucrurile astea se repetă și să spunem că se cronicizează și se poate ajunge la anumite tulburări care să ne pună într-o stare de, ca părinți, de alertă, mă gândesc. Referitor la exemplu cu mami, tati sunt depresivă, e foarte drăguț că perioada aceasta adolescenței este așa și puțin histrionică. Da? Teatrală. Și totul este foarte grav, totul este... Noi toți înțelegem că atunci când ești în depresie, nu știi că ești în depresie. Și nu înțelegi ce se întâmplă cu tine. Adolescența în sine trece persoana prin foarte multe stări. Ar fi bine să nu iei atunci manualul de psihodiagnostică, le bifezi pe toate. Da? La ce trebuie să fim noi atenți ca și specialiști, ca și părinți în primul rând, ca să putem apela la specialiști, e dacă starea adolescentului se menține. Adică o stare de o săptămână nu înseamnă că acel adolescent are o problemă gravă. Ei au nevoie să și așeze în ei informațiile și să înțeleagă ce se întâmplă cu ei, vor întreba în jurul lor așa, vor asculta, vor citi și au nevoie să se așeze foarte multe informații în ei. Unde ar fi momentul să ne facem grijă? Momentul în care îi vedem pe adolescenți că se desprind din relații. Că se desprind și nu-i mai simțim, nu mai intră în relație cu noi. Până la urmă, suferința psihică asta înseamnă să nu mai pot să intru în contact emoțional cu celălalt. Indiferent de ce diagnostic, indiferent de ce se întâmplă. Acum părinții se sperie când adolescenții au niște accese de furie. Sunt absolut naturale, normale. Problema apare dacă acestea se păstrează pe termen lung și observăm că s-a desprins de grupul de apartenență, că s-a izolat în clasă, că nu mai vorbește cu noi deloc. Poate o să deranjez cu chestia asta, cred că copiii nu mai au spațiu efectiv. Există atât de multă hiperprotecție din partea părinților, ei nu mai au spațiu să aibă o minte proprie și la vârsta adultă întâlnim inadaptare. Aici e o problemă. Adică hai să lăsăm ziua aceea închis în camera lui, că nu îi se întâmplă nimic și că are nevoie de timp cu el. Tocmai că își dezvoltă relația cu sinele. Mulțumim foarte mult, Camelia. Iată, am vorbit astăzi despre provocările adolescenței și a adolescenților. Pornind discuția de la cele două cărți, Viața emoțională a adolescenților de Liza Damul și Ghidul adolescentelor pentru supraviețuirea în liceu, Prietenii și mediul online de Lucy Hammond, cărți publicate în colecția Parentaj a editurii Herald. Le mulțumim invitatelor noastre, Simina Angelescu, Otilia Mantelers, Camelia Ruxandar. Gabriela Maluf, mai devreme te-am pomenit și pe tine, pentru că vă invităm să rămâneți în continuare. Vom discuta tot despre copii, dar de data aceasta, la următorul eveniment, despre copii puțin mai mici decât adolescenții, undeva 7, 8, 9, 10 ani. Alte trei cărți superbe, Copilul destresat, Fantasticul potențial al copilor și despre metoda comunicării non-violente. Vă mulțumim mult și vă așteptăm la următorul eveniment.